ușor de nebunii te așteaptă să leșini, dar după leșinata trebuie să și cântăm o melodie veselă, domnul Cristi Andrei. Da, 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 așa ar fi trebuit, domnul Ciprian. Domnul Enache. No, hai să lăsăm domnim să le dea acolo acasă, hai să-mi spui Cristi. Bă, Cristi. Sau mă, Cristi, că sună, parcă sună un pic mai bine, nu? Bă, mă, Cristi. Măi, Cristi, cum a fost cu piesa, măi? Mă, ți-am zis, deci aștept acum să o reascult. Că poate-ți vine o idee. Poate facem ceva, poate dăm spargere acolo în topuri, știi? Hai să vedem, să vedem ce s-a întâmplat cu PESA. Destul cu pălăvrăgeala. Ne pregătim să încurcăm și să distorsionăm și o melodie a domnului Bogdan Enache. Sau, mă rog, cum l-o fi chemând. Ce ne cânti în seara asta? V-am zis, așa cum îmi place mie să fiu vesel, să lăsăm tristețea deoparte, că oricum suntem noi triști din naștere. Vreau să cântăm ceva de veselie. Bate-o, Doamne, băutură. Mere? Bate-o, Doamne, băutură! Cristi Enache. Hai, bă. Deci băgăm piesa ei. Ai văzut? Băgăm piesa ei, după care luăm promo, vedem când se nervează, băgăm piesa lui. Poftim, ne-am încurcat din nou. E și normal. Cu atâta agitație și uniforme, mai și greșești din când în când butoanele. Păi era melodia doamnei. Patele doamne de butoane. Păi doamna a cântat odată melodia, doamna Bala. N-ați cântat melodia. Cu ăla hân. Ce piesă are domnul Cristian? Numărul cât? Bate-o, doamne, băutură. Ce piesă este pe disc? Pe disc ce piesă avem? Păi eu nu v-am adus discul, doamna Brigit. Alo, domnișoara Brigit. Brigit, să te mărit. Bun, stați, spuneți-mi dacă nu e asta. Ascultați. Nu, nu, nici asta nu e. Asta nu e? Nu, nu, nu. Numai un pic. Brigita! Dar cum e linia melodică? Poate cântă. Putem să cântăm live? Presa, o știți live? Cum e sunetul? Bate-o, doamne, băutură, când o bei fără măsură. Stați că am găsit, ok? Dăm primele să vedem dacă asta e. Intrăm playback, atenție. Asta e? Asta e, ok? Hai în bătaie, hai. Arge, mă! Atenție, atenție, revenim, atenție. Vă spun eu când, Nicu. Nu intra în cadrul domnului, da? 5, 4, 3. Nu intra în cadrul domnului acolo, rămâi pe monitor. O să-l rog pe domnul Bogdan Enache să se uite în cameră. Bun. Poftim? E bine, e bine. În care? Deci domnul Bogdan să se uite în camera 3. Bine, aici. Atenție, domnul Bogdan, da? Hai. Atenție. Intrăm. Hai, trupa, un solo scurt, trupa. Ești vesel și uiți de casă. De
ai și pretin cu tine. Nu te dai pe oricine. Când ești cu sticla pe masă, ești vesel și uzi de casă. Te ai și pretin cu tine. Nu te dai pe oricine. Beau, beau că-mi place mult. Dă năcazuri ca să uit. Dă năcazuri ca să uit. Beau, beau că-mi pică bine. Când am pretin lângă mine. Că pretinism lângă mine. Vasile, ăștia-s pretin cu mine. Dor de Griga și Mihai, măi, când beau cu ei eu n-am bai, măi. Eu, Petrică și Vasile, ăștia-s pretin cu mine. Dor de Griga și Mihai, măi, când beau cu ei eu n-am bai, măi. Beau, beau că-mi place mult. Dă năcazuri ca să uit. Dă năcazuri ca să uit. Beau, beau că-mi pică bine. Când am pretin lângă mine. Că pretinism lângă mine. Bravo! Mulțumim, Cristian Enache, promo! No, eu vă mulțumesc, promo! Bravo. Aplauze, Cristi, promo! Ade! Eu... Explică-i situația și... Deci avem o situație. Lăsăm situația așa cum e și ne mai împrietenim puțin cu iubitul Adelinei. Ai adormit? N-ai venit cu ceanvișul de la Oladea? Cu ce ai venit pe jos de ieri? Mameștul la Felix. Cu? Atât? Aștept după emisiune. Bă, cum o fi el, dar cu Pălincă? Mai avem promo? Nu mai avem promo. Haide mai bine să vorbim despre folclor. Care e secretul să-i atragi pe tineri să asculte muzica populară? Și în același timp să ne ignorăm și invitatul. Și în primul rând trebuie să fii, trebuie să gândești ca și ei, nu? Da. Nimic. Trebuie să fii, cum înseamnă să fii alături de ei? Le spui în timp, le faci dedicațiile? Ei, cu dedicațiile, da, mergi și cu dedicațiile. Dar în primul și în primul rând noi ne jucăm acolo la restaurant, pe lângă faptul că, virgulă, cântăm foarte serios. Da, mergem cu microfonul, îți dau și ție să cânți, îți dau și ție să cânți. Le dai și lor să cânte. Bineînțeles. Și ei cântă. Acum să vorbim despre secrete. Și care e secretul de a-i ține alături de tine o noapte întreagă? Ți-am zis, secretul întotdeauna să fii cu zâmbetul pe buze. Orice s-ar întâmpla la petrecerea respectivă, trebuie să fii întotdeauna dezinvolt, să fii cu zâmbetul pe buze și... Și cânte tot ce ne întrebi. Și care e secretul? Care e secretul? Că secretul este... Așadar... Prin urmare... Datorită faptului că... Nu-i așa? Pe bune, care e secretul? Care e secretul? Care e secretul? Pe foarte bune. Care e secretul să fii în trend? Un artist în trend. Uite-te, mulți s-au lansat. Păi, știi care e acum secret? Nu e așa sau... cum zic, nu e un secret. Știi ce se întâmplă? Se întâmplă că la o petrecere la care... Să revenim mai bine la secrete, că asta vrea publicul. Care e secretul de a fi mereu alături de publicul tânăr? Băi, atâta timp cât sunt tânăr, deocamdată știu secretul. Pe urmă nu mai știu, vedem după ce îmbătrânesc. O, omule tânăr, cât ești, măi. Nu știi să te prețuiești, măi. Umbli într-una după bani? Nu, după colega ta. Dragul meu, cu colega noastră o să umbli mai mult decât poți duce în câteva momente la bucătărie. Crede-mă. Da. Deci care e secretul până la urmă? Tu știi? Nu, dar... Atunci nu-mi dar pot să spun secretul de a fi mereu tânăr și apropiat de public, tânăr și ne... Văd că ți-ai învățat lecția... Vrei să știi secretul? Ia zi. Nu ți-l zic. Nici nu vreau să-l știu, na. Tu ai secretul, tot nu le-a zis în emisiune. Corect. Dar ai cântat frumos până la urmă, am văzut că te-ai descurcat. Mai electro, mai house, mai... Facem, ți-am zis că o facem, deci o scoatem la capăt, deci nu... Niciun moment nu ți-a trecut pe minte să-mi arzi zona, să... Doamne ferește, dar de ce? Da, ai văzut că ți-am dat și ție să cânti. Da, mi-ai dat să... Păi și nu a fost bine? Cântec joc și voie bună. Telespectatorii să decidă dacă a fost bine sau nu. Ai văzut? Deci data viitoare ți-am spus, te iau cu mine în trupă și mergem și cântăm împreună. Da, da. Păi să ajute Dumnezeu să... Aplauze, vă rog! Așa e Adelina. Până acum,
până acum a fost cum a fost, dar să vedem în bucătărie ce s-a întâmplat. Nu recunosc nimic. Nici noi nu recunoaștem nimic. Arsenalul greu, artileria grea, abia în această a doua parte a emisiunii o să o dezvăluim, pentru că intră Adelina în funcțiune și când intră Adelina în funcțiune există și fricțiune. Să înceapă râsul. Să înceapă râsul. Regina comediei involuntare Adelina într-un scurt moment la bucătărie. În cele ce urmează, Adelina are grave tulburări de personalitate. Deși de obicei e o fată manierată și la locul ei, în emisiunea de față se dă peste cap și devine fatărea. Ce fel de ouă? Nu contează. Tibi, nu intra încă. Tibi, tu o să intri, te prezintă Nicu. Ești, te rog. Farsa următoare i-am pregătit-o lui Tibi, priceputul nostru bucătoar de la rețete vedete. Atenție însă, au fost și victime colaterale. Așa, cum mai vrei să neîndemânaticule, care ești, care ești, care ești. Stai aplicată, mai jos, mai jos, mai jos. Doamna Bala e absolut derutată. Oare așa o fi în toate televiziunile? Ai de dat? Da, da. Domnul Bogdan, atenție. Da, da. Ce te fac? Mai greșim o dată numele lui Cristian, dar ce mai contează? Are el probleme mult mai mari. Let me save you. Ia pleacă-te acum, Stevăr, ia pleacă-te acum, hai. Degeaba. Acum sunt civilă. Dacă nu s-o pe masă, deja. Degeaba. Nu? Pe tine te-ai inspirat. Aole, cum mânuia Cipri Telu. Doamna, parcă erați siderată, erați... Cristi, împrumută-i, te rog, microfonul, doamne, e Georgeta. Știam ce avea să urmeze, nu știam ce rol are ea acolo sau eu ce caut acolo. Nu, deci nu înțelegeam nimic. Mă uitam la un moment dat după o ieșire, o ușă să pot să plec. Și culmea că nu vedeam ușa, dar n-am văzut ieșirea, nu știam că acolo ieșirea. Dacă știam, au fost momente când a intrat doamna sau prietena domnului bucătar cu bătaie, atunci aș fi plecat. Nu devoalați. Adelina, intrase la creație. Da, să știi că da. Cum te-ai simțit? Cum să mă simt? Un rol greu, așa-i? Da, extraordinar. Doamna Bala, când s-a aplicat Adelina și a văzut istoria televiziunii în 3 secunde. Lângă papar, acolo noi pregăteam... Naked papar. Cred că v-ați gândit naked generația papar. Din ziua de azi. N-am mai are nicio șansă. Nicio șansă. Dacă Adelina zice... Da, trebuie să continuăm și mai departe... Ce e mai bun, ca de obicei, la sfârșit? Adelina, mergi și invită-ți victima să fie. Bucătarul principal al Transilvania Lux și nu numai, domnul Tibi Kiș Budoi. Adelina, hai să... Ești pe bleția mea, pe cuvânt, dacă nu. Mulțumesc mult! Bine venit! Ia loc! Tibi, ai dormit bine weekendul ăsta, ești odihnit. Sărumânile. Nu, e destul, cu trupa mai dăm altă dată mâna. Te rog să iei loc. Tibi, dragă, tu ai fost chemat aici la Tonic Show să ce faci în emisiunea de vineri? Adică am fost băgat în oala cea mare, tot ce înseamnă fente. Și la un moment dat, sincer, mi-a părut rău pentru invitații noștri, că eu eram pregătit super ca să jurizez, ca să... Dar ce-i vina ta că nu știu ce să facă cu ouăle? Eu știu foarte bine ce să facă cu ouăle. Eu nu știam ce să fac cu ale mele. Cu ouăle, da, că tu numai cu ouăle tale gătești, că la un moment dat am încercat să-i aducem alte ouă, dar el are o fermă bio care are produse. Deci tu te pregătiți, vin doi concurenți, tu jurizezi, ei bat acolo. Ca de obicei. Ca de obicei.
jurat ferm, convins, dă nota, dă verdictul, cu zâmbetul pe buze, dar acum s-a mai transformat buzetul, zâmbetul de pe buze s-a transformat așa, s-a diluat. Nu știu când ai încercat tu să fii în locul meu, când vrei să te pregătești ca să fii odată. Nu se glumește niciodată cu făcutul mâncărurile. Deci la mâncare se ia în serios. Doi foarte serios, eu serios, intru și o găsesc acolo pe iubita mea. Pe iubita ta, Adelina, inculpata. Cu care până acum niciodată n-am avut nicio fel de relație în... Cu ea în relație, în preajma ouălelor, n-ați avut niciodată. Nu știi tu cât repet eu cu Nicu, să ne vezi pe noi la ședință cum repetăm. Deci el ia e tibi, da? Minile. Da, deci scenariul era în felul următor, intră Tibi, jurizează din cauza că Adelina era îmbrăcată foarte sumal, îl ajută pe Tibi, spațiul în bucătărie e mic, se bâng, 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 așa, se încălzește brusc atmosfera, intră în platou o domnișoară, da, prietena lui Tibi, care logodnica mea, logodnica, încă să străiască, să... fără farse până la nuntă! Îi surprinde, le atrage atenția, Tibi își cere scuze, încearcă să dreagă busuiocul și ghimbirul, se continuă situația în platou, Adelina din ce în ce mai zvăpăiată și când la un moment dat, nu mai spune mai multe, după publicitate o să vedem ce n-a văzut Parisul!